protecție. La nivelul județului Călăraș sunt înființate 25 de adăposturi de protecție civilă. Unde sunt amplasate, cine le deține și mai multe informații despre responsabilitățile deținătorilor primim de la reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Barbu Știrbei Călăraș. Astăzi am solicitat sprijinul dumneavoastră pentru a face cunoscut toate informațiile necesare despre un adăpost de protecție civilă. Cunosc eu anumite detalii, dar cel mai bine este să o vorbească un specialist în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Barbu Știrbei al județului Călăraș, anume sublocotenent Ghi Buiane. El este specialist, vă spuneam, în acest domeniu, iar astăzi vom vedea de pe strada Pescăruș un adăpost de protecție civilă de la blocul G17. Adăpostul în care am intrat astăzi împreună cu dumneavoastră are o capacitate de 53 de persoane, respectiv locatorii acestui bloc. Ca spațiu, el are 56 de metri pătrați, în spatele meu este filtroventilația, iar în partea laterală aveți un tunel de ieșire către afară. Ce este un adăpost de protecție civilă? Un adăpost de protecție civilă este un spațiu special amenajat pentru protecția populației în caz de atac aerian. Aceste adăposturi de protecție civilă se găsesc în subsolurile clădirilor administrative, social-culturale, industriale și chiar în subsolurile spațiilor de locuit, cum este și acesta în care ne aflăm în momentul de față. Câte adăposturi avem la nivel de județ? La nivel de județ avem 25 de adăposturi de protecție civilă. Dintre acestea avem 12 adăposturi publice care se află în administrația primăriei municipiului Călăraș și alte 13 adăposturi private care se află în administrarea unor agenții economici sau instituții publice. Care sunt responsabilitățile deținătorilor de astfel de adăposturi? Cei care dețin astfel de adăposturi trebuie să aibă grijă de ele, să le întrețină, să nu aducă modificări, iar în cazul în care depozitează diferite materiale, lucruri, ei trebuie să le evacueze în cazul unei situații de urgență în termen de 24 de ore. Un adăpost de protecție civilă trebuie în primul rând să conțină o ușă metalică, cum este aceasta, și care este foarte etanșă. Un alt aspect ar fi instalația de filtroventilație pe care am să vă rog să vedeți. Avem aici o instalație de filtroventilație care captează aerul de afară și îl filtrează pentru cei care s-au adăpostit în acest adăpost. Noi mai avem și un tunel de evacuare în cazul în care ușa de intrare a fost blocată. Mai avem un tunel de evacuare care duce în spatele blocului.